Salut tuturor și bine ați la un nou episod din Soviet Republic. Am rămas în episodul trecut de terminat în Cernavodă, făcusem pe aici. Știu ce mai făcusem în episodul trecut. Cam atâta. A, da, făcusem Piteștiu, făcusem Vâlcea. Cam luat câteva zile liber, să zic așa, de la Soviet Republic, n-am mai jucat. Eu azi făcusem Piteștiu. Și da, în episodul trecut țin minte că ziseserăm că ne apucăm de Moldova, de zona aceasta. Și ziceam că parcă aș vrea să mă duc să fac Galațiu. Pentru că na, am văzut și eu acum câteva zile Joker ăla de Galați și s-a părut jmecher. Și da, la Galați știu că ce dracu se făcea, se făcea fier. Avem ceva pe lângă Galați de fier? Bă, fier avem. Dar nu e lângă Galați. E pe la Focșani. Nu știu, ce am putea să facem? Și nici zona nu e amplasat, nu e așa de bine aplă. Am putut gura mătii. Așa. Nu e amplasată foarte bine că... N-au să trebuie să se vinde la americani. Și da, nu prea îmi place în dolari așa. Ce dracu e asta? Nimic prea important. Deci, da. Hai să vedem ce am putea să punem, nu știu. Ce am putea să facem noi la Galați? Ce sunt? Garduri! Direct punem garduri aici la centrala nucleară. Direct. Să nu intre oameni direct aici. Bam, gata, nu mai trece nimeni. Hai că le-am pus dacă e. Dar le trec să rămână așa. Oricum nu deranjează pe nimeni. Nu contează. Deci ce am putea să punem? Eu, din asta hidrocentrală. Nu știam că am din astea. Maul, dar îmi acceleră fenul ăla de pe procesor. Cred că se aude și pe video, să mor eu. Da, nu știu, să aducem fier la Galați. Că pe aici nu prea e nimic. Și după să vindem fierul ăla. Sau ce dracu să facem la Galați? Ciment? Prefaburi? Cărămidă? Sămure de știut, fabrici. Ce ar fi fabrica asta? Tot de prefaburi. De fabric. Fabrică de fabric, da. Aluminiu plent. Asta ce dracu folosește? Cărbune și ăla. Asta e aluminiu plent din ăla extins. Nu-i ca ăla al clasic, cred. Cred doar. Da, ăsta folosește rău bauxite. Nu-ți trebuie... E altfel, e mai șmecher asta. Nu trebuie să transform direct în powderete cum transformăm aici, în aluminium oxide. Sau să nu facem Galați și să facem Deva. Că uite că m-a apucat să-mi de Deva off camera. Ai, hai să facem Deva, deja pierdurăm cât timp clip. Pierdurăm 4 minute că bă, gândeam ce să fac. A, da, și vreau să vă anunț că cel mai probabil clipuri nu o să mai apară după în jur de 20 decembrie, nu 20, e prea devreme, 25-24 decembrie nu o să mai apară clipuri până în ianuarie, deoarece o să mă duc la țară și o să am un internet de, poate un clip maxim o să apară, că atâta o să dureze, dacă îl pun, nu știu, pe 20, apare pe... Februarie. Deci nu s-ar prea merita să încerc să facă. Ar durea prea mult. Așa, unde sunt binele alea? Ia uite. Steel mill. Unde dracu punem? Oh, uite aici, perfect. Direct și trag și de la termocentrala, de la centrala nucleară. Bine, o să trag mai multe din alea. Bam.
Băi, eu țin minte să fi avut puțin mai mulți bani, dar las că e ok și așa. Bă, nu știu, Deva e oraș mare. Când am fost eu la Deva, bă, e mare. Sau era? Nu știu, am fost acum 3 ani și am fost la cetate acolo, nu știți? Ăștia sunteți de acolo, că e cetatea aia pe deal. De vest-o Deva-o frumos. Cred că am și niște poze, dar trebuie să le caut prin telefon. Așa, platform. Slash station. Erau din aia cu două linii. Așa. Bam. Uite-o pun pe aici. Nu știu, n-am fost cu trenul. Asta e electrificată sau nu e electrificată? Nu e electrificată. Mergem cu diesel. Sau e electrificată? Nu, nu e. What the fuck, oaie? Ce dracu? Băi, deci mă enervează asta. Ma, deja ți-a construit. Hai să tragem pe aici. Un drum. Și ce o să mai vreau să mai facem la Deva? Bă, o să facem fier. Și ce facem cu fierul ăla? În fer facem. Facem ce? Ia hai să ne gândim. Ce am putea să facem cu ferul? Nu. Asfalt. Am putea să le transformăm în mechanical components. Ar fi o idee. Am putea să facem prefaburi. Asta ne-ar ajuta dacă am avea din ăla de construit, cum dracu îi zice. Morțul lui de la construction office, de ăsta. De trimite mașinile oamenii să construiască clădirile pentru noi și nu le mai cumpărăm din afară. Și chestii. Sau putem să vindem direct tot fierul. Deci parcă n-aș vrea chiar așa să pierdem tot fierul de acolo. Bă, sincer, nu știu ce aș vrea să fac cu el. What the fuck? Ce drept? Aia face bere cu benzină? Bă, am putea să facem electrical components. Dar ar trebui și plastic. Și plasticul cum dracu se face? Cu chimicale și petrol. Bă! Da! Dar merge. Nu știu, o să facem aici fier și plasticul. Deva, știi ceva? Electronicele și astea. Ia stai, că gata, gata, știu ce să fac. Deci ce avem nevoie ca să facem electrical components? Deci plastic și chimicale. Ok. Fiți atenți aici, că știu ce facem. O să facem electrical components la Cluj. Facem două orașe. Așa, hai să facem Deva-ul frumos aici. O să fie un orășel oarecum. Deși o să aibă iluminare și chestii astea faine. Haide mă. Bam. Chiar avem de-asta. Pe unde avem petrol pe aici? A, uite, avem direct lângă Cluj. A, nu e problema atunci. Și facem și un drum și tot pe aici. Hai să punem și residential, unde sunt residential. Aici. Punem niște blocuri din alea clasice, de care punem prin majoritatea orașelor. Da, sunt cele mai eficiente, cred. Sau cel puțin așa mi se par mie. Că sunt și ieftine. Au și suport pentru foarte mulți oameni. Și arată și în stilul ăsta comunist.
Fain. Nu știu, arhitectură interesantă. Yoink, yoink. Yoink. Hide. Dei. N-avem noi de prea mulți oameni. De câteva cartiere, dacă le facem. Da, cred că și cu un cartier am putea să stăm. Și să avem aici suficientă populație. Pentru o singură din asta, cred că ne ajunge. Hai să punem și niște școli. Școli. Hai, dai, dai, dai. Bun. Hai că te pusești dacă e. Te pusești, știi cum? Perfect. Pe lângă. Așa, și un kindergarten. Dacă o găsesc, ca o pun. Uite-o. Ba. E, pe-i fiera armata, drept. Bun. Dai. Așa, ar trebui să avem destul pe aici. Avem 4 blocuri. Bine, deva știu că e cu mult mai mare. Direct. E cât Târgu Jiu în momentul ăsta. Hai să pun și un magazin. Și... Na, dacă se întâmplă ceva, mai cresc bloc. Mai pun niște blocuri pe aici, acum. Deva mai pun pe aici câteva. Mai fac și un al doilea cartier, măcar două cartiere. Mol, dar ce tare se aude PC-ul. Cam aș dori și pe tot cu PC-ul să-i facem un upgrade masiv. Abia aș fi tentat să-mi iau și o placă video nouă, să jucăm și noi jocuri mai faine, mai noi. Am un plan să joc Cyberpunk, ca unul dintre primele jocuri, când ar fi să-mi iau PC-ul. Și după Metro Exodus, bine. Metro Exodus cel mai probabil aș putea să fac și acum. Nu sunt sigur. Deși ar fi peste cel mai low setter și ar fi clipul 720p. Nu că ar arăta jocul rău sau ceva, jocul arată bine pe toate setările, sincer. Doar că... YouTube compresează videourile foarte mult. Și cam din cauza aia ar arăta foarte rău, cum era și la clipurile alea mai vechi de le făceam eu înainte. De se vedeau destul de urât pe YouTube. Sau cel puțin așa se vedeau la mine până le-am crescut calitatea. Haide mă. Bă, aici. Așa. Tragem. Unde trec? A, uite acolo. Asta-i că asta-i Vâlcea, eu cream că asta-i Târgu Jiu. Nu-mi dau de seama. Și vreau să trag două linii din astea de ale mari. Una pentru... pentru... complex. Complexul siderurgic. De la Deva. Haide. E, așa. Și una și pentru oraș. Sau cea mai probabil o să-i dau split și... pun jumătate-jumătate. Nu știu, o să văd. Dacă nu... firește destul curent. Și hai să o punem aici. Bam. Noi tragem stâlpi și prin munți și prin tot. Te-ai înșmecher rău.
Aș, ar trebui să fie suficiente, nu? Așa, factory. Bun, de zis că o să am nevoie de tone de steel. Dar nu era și o fabrică mai mare de... Oh, uite din asta! Pe ce naiba, asta era large și făceai numai... Oh, pă, uite, pun una, două din astea, știi cum? Sau mai am și alte modele? Că nu fii prea atent pe aici. No. Ok. O să las asta aici. Și hai să mergem la Cluj! Bine, e doar peste aia aici, peste munți. Clujul? Clujul cred că o să-l fac la fel de mare cum e și Timișoara. Bine, vreau o să fac exact același lucru și o să demolesc chestia asta că nu-mi place. Ia, voi ați început deja producție? Gata, au început. O să trag și un tren pe linia aia. O să văd eu cum o să fac. Bun. Așa, cum dracu e centrul din Cluj? Hai să deschidem Google. Google. Cluj. Bă, n-am fost în viața mea, dar aș vrea să merg. Să văd cum ar fi. Bă, văd că aș... A, lol. Chiar era ceva biserică de genul ăsta în centru. Meh, aia e. Cea catedrală. Am biserici pe aici. Unde era? La C. Church. Maule, uite ce mică e asta. Ce drec. Bine, pun-o din asta mare. E de haur asta, ia uite. Dă-o drec. Punem aici zona de centru, că facem Clujul frumos, cum am făcut și la Timișoara. Așa proiectat, aranjat frumos. Tu ai suport pentru din astea ai. Bun. Am văzut că era și ceva mod de asfalt. Să punem pe aici. Și hai să punem și niște monumente. Unde era? No technical services. Unde sunt? Spitale, kindergarten, nu. Monuments, așa. Ce sunt astea? Direct punem ditai statuia aici. Punem tot migul. Migul îmi place cum arată. E un simbol așa fain. Punem și niște steaguri românești. Și niște copacei. Gata. Bun. Acum mai să punem și niște clădiri. Residential. Ce sunt astea? Că vă zic niște chestii interesante. Ia că punem un rând de din astea, câte ar fi. Am văzut un șir mai mare. Ia stai. Am impresia că sunt pe aici. Ia uite. Bam. Nu mai bine intră niște din astea. Alea sunt prea mari. Tot așa și în partea asta. Stai că mă pierdui. Unde sunt?
Na, le pun pe astea, că arată așa, clasic, frumos. Și mai pun și modele de genul ăsta. Bam. 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 Ia să mai vedem ce mai e pe aici. Uite, o din asta clasică. Și un rând din asta de al mare. Așa, asta ar trebui să fie toate. Na, fac doar centru, așa că... nu sunt prea eficiente casele de genul ăsta. Fac cum a făcut și la Timișoara. Bun, hai să vedem. Deci am zis mai întâi că vreau fabrica de plastice. Doar 50.000? N-am alte fabrici mai eficiente? Trebuie să am. Dacă v-ați uit pe undeva. Ha, asta care... o să pun două din astea, cred că. Chiar că după aș începe să livrez electronical components și la Arad. Aici, la locomotive. Și aș mai... deci... în șanse să tai toate astea și să le fac pe moca. Ar fi ceva. Na, că Timișoara e oraș de asta tehnologizat. Acolo se face IT. Dragi. Nu știu. Bine, așa am auzit. Se face pe la Timișoara. Da, aia stoc. Cum arată clădirea de plastic stoc? Ce-i drăcia? Pleacă-mă de aici. Bine, și asta e micuță și chestii, dar... e mai ok. Dar chimicale... chimicale se făceau cu porumb și căcaturi din alea, deci... ia că o să facem aici cartier industrial. Cred că trag și tramvai. Yes. Direct. Trag și tramvai. Stations. De fapt, platforms. Nu production line. Mă, dacă le găsesc eu. E destul de dimineață, că abia dacă m-am trezit și na. Nu prea merge bine creierul. La ora asta. E ceasul... 2:44 dimineața. Deci da. Bă, ce e asta? Nu. Nu. Unde sunt? Pun stație din asta de 150? Hai că o pun pe asta. Deși asta cu 270 ar fi mai ca lumea. Bam. Nu știu, o pun uite pe aici. E nașpa că în jocul ăsta nu există metrou. Bine, știu că nu e metrou în Cluj. Ar trebui să fie. Sau cel puțin așa promiseseră ăștia. Că auzi în știrea aia că vor să facă metrou în Cluj și chestii. Yeah, că vă zui. Bun. Ia uite, frumos. De asta la epic oricum nu mai folosim în partea aia. Așa, o să avem și tramvai. O să fie cel de-al doilea oraș din țară cu tramvai. Aici o să fie ceva zonă industrială. Deci hai să conectez. Că după o să uit. Și na, nu vreau să... dau seama abia după ce am făcut că... taci-mă din gură. După ce am pus toată zona, l-am las după un timp și îmi dau seama că
Nu era conectat nicăieri. Așa, mai punem o stație aici. Haide, mă. Nu din asta, din asta. Bam. Așa. Aici o să pun și fabrici de chimicale și mai multe chestii. Și cred că cartierele rezidențiale am să le fac în partea aia. Deci nu hai să trag și calea ferată. Sau linia de tramvai. De cât timp filmăm? De 26 de minute deja, what? Așa de repede a trecut timpul. Bă. Ce naiba? Filmăm de așa de mult timp. Nici că-mi dădui seama. Așa, aici vreau să fac clădiri din alea noi. Residential. Chiar dacă e un pic cam prea aproape de centru. Sau hai să nu creștem chiar așa de mult clădirile. Nu știu. Pune uite din astea. Bam. 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 Cred că în Cluj o să pun și de-asta și autobuz. Că n-o să fie oraș mare. O să aibă nevoie de din astea. Clujul. Mai ales că dacă o să producem chimicale, ce dracu o să mai producem? Chiar spun și factorii de chimicale. O să mai producem. Care e ăla de chimicale? Ăsta e. Componente, plastic. Toți dracii. Să fie. De chiar trenul pe unde o să vină? Unde pun și gara? Tren, nu zic de ăsta, de tren normal. Uite că cred că o să o pun aici, în zona asta. Ia, să pun și detai gara. Platform. Direct pe asta o punem. Trebuie să facem și zona asta mai plată. Să mai scădem din zona aia. Bam. Bam. Gat. Hai să vedem. Mă, deja mai avem numai 8 milioane. Bă, dar repede se mai duc și banii. Ce naiba? Așa, residential. Stai, asta e că mai pun case din alea clasice. Că dacă tot am pachete din astea. Uite aici în spate, că mai bine încape. Și am impresia că pot să dau pe aici un mic traseu. Haide, știu că mergi. Bun, hai că mergi. Corectăm tot pe aici. Conectăm și pe aici. Bun. Și o să pun și un magazin, un shopping center. Total mare.
Școli, că trebuie să pun și școli și grădinițe. N-am să pun o școală din asta. Și o grădiniță... Pe unde? Tot pe aici, pe lângă. Bun. Ce ar mai fi de construit? Continuarea cartierului pe aici. Bine, și prin spate pe acolo. Așa. Unde e... Mă, deci mă pierd în meniul ăsta în fiecare episod, să mor eu. Ce clădire vreau din asta? Tot turnuri. Bam. Cam astea sunt cele mai răspândite clădiri prin tot Clujul acum. Turnurile astea. Nu e și alea clasice, clădirile. Mai pun o stație? Hai că până unde putem să extindem Clujul? Bă, nu avem chiar așa de mult spațiu. E Zalău pe aici. Zalău e mic. Nu știu. Dăm Zalău la o parte. Bam. Putem să extindem Clujul mai mult. Tot ceva ne oprește. Ha. Hai, văd eu. Cum îl fac. Oricum le extind și în partea aia. Iau trenul. Platformă. Și o punem unde? Uite aici. Și tragem și alei. Și dacă acesta ar trebui să fie tot sistemul de tramvai. Cred. Pe unde o să treacă tot tramvaiul. Mai pune clădiri rezidențiale. Aici o să fac un cartier din ăla micuț. De clădiri cu câte 4 etaje. Eu nu se poate și fără din astea. Că sunt în toate orașele din România, cred. Stai, nu. Maule, deja o secundă stătui și se duseră nu știu câte mii de ruble. De ce? Clar. S-au dus toți banii de aia în stână până acum. E, dacă nu vreți așa, vă conectez cu străzile astea clasice. Cu alei pietonale. Și va pune și un magazin de cartier. Uite, aici. Unde? Aici e. Bam! Și două blocuri, cred. Dacă aș avea... Nu din asta. Nici din alea. Știu că văzusem niște... Uite stilul ăsta de blocuri. Bam, bam, bam. A, da, și pub-uri. Trebuie să pun și pub-uri. Știu că nu le place la oameni dacă n-au pub-uri. Dar ce să face românul fără bere? Bun, cam asta ar fi. Ia, hai să vedem. Ce costuri avem. Ma, s-au dus. Ma. S-au dus ră nu știu câte milioane. Hai, cam înțeles. Bine, în episodul ăsta facem și două orașe.
Mai trag o linie până la Cluj. O linie de curent. Bam. Mai costă și asta 200.000. Hai pune. Bam. Bam, boom, bam, bada bam, boom, pow. Oh. Hai de. Așa, deci câte conexiuni trebuie să avem? Bine, pe aici o să mai fac mai multe chestii. Deci 3, cred. Da, 4, 4, 4, 4. Bă, Clujul o să aibă și conexiuni cu mai multe orașe acum. Când fiind în zona asta, o să ai conexiuni cu Arad, cu Timișoara și cu Vâlcea, cred. De aici o să fie ruta aia de se duce. De fapt, Arad, Timișoara intră ambele. Și după o să fie Deva, Deva, Târgu Jiu. Și cam atât. O, asta încă se construiește. Și dacă acesta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. În episodul următor o să fac tot Clujul. O să-l fac să arate și mai șmecher decât Timișoara. Nu știu, poate o să mut numele pe aici și o să mai extind în toată zona asta. O să iei, o să iei șmecher. Și da, acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, apăsați și pe butonul de like și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!